Novak Djokovic a părăsit duminică teritoriul Australiei cu o cursă către Emirate imediat după ce Tribunalul Federal a respins solicitarea de revocare a ordinului de ministru prin care viza sa fusese anulată pentru a doua oară vineri. Tot în urma aceluiași proces, Novak Djokovic nu va putea intra în Australia în următorii trei ani, după cum spune ministrul afacerilor interne. Viza a fost anulată de către ministrul imigrației Hauk. Acea anulare a fost confirmată de către Curtea Federală, așa că, în consecință, îi se va interzice intrarea în țară timp de trei ani, a declarat Andrews, luni într-o emisiune televizată. Totuși, ministrul a precizat că Novak Djokovic ar putea primi permisiunea de a reintra în viitor în Australia cu motive convingătoare, care ar putea fi analizate, dar totul este ipotetic în acest moment. Și premierul Scott Morrison a declarat că, în ciuda interdicției de trei ani, ar putea exista o posibilitate ca liderul ATP să se întoarcă în Australia în această perioadă, dar acest lucru va fi luat în considerare la momentul respectiv. Dacă interdicția va fi fermă, tenismenul sârb în vârstă de 34 de ani ar putea să nu mai joace vreodată la Australian Open, turneu pe care l-a câștigat de 9 ori. În urma respingerii solicitării făcute de către avocații săi, Novak Djokovic va trebui să achite și o sumă importantă de bani, 500.000 de dolari, adică aproximativ 438.000 de euro.